Zi Sfântă, Doamne scumpă, îți mulțumim pentru că ne-am întâlnit cu toții împreună pentru a fi părtași la bucuria lui Ciprian și a Anei. Îți mulțumim, Doamne, pentru faptul că i-ai întâlnit și ai făcut ca amândoi să își exprime dragostea unul față de celălalt, ajungând până în acest moment, când să-și numească destinele unul față de celălalt. Tată Bun din Ceruri, vrem să invităm prezența Ta în mijlocul nostru și invocăm numele Tău peste ei. Așa cum ai așezat atât de frumos în Sfânta Scriptură binecuvântarea aronică, vrem să se împlinească peste familia lor. Fă, Doamne, ca întotdeauna raportarea lor față de Tine să fie cea mai corectă. Și în acest fel se vor iubi, se vor respecta, vor avea pace în cămin. Bunul nostru Părinte, Te rugăm din toată inima să-i binecuvântezi și să le dai Duhul tot cel Sfânt într-o măsură bogată. Privește-Te, rugăm, spre ei, Doamne, și oferă-le din abundență tot ceea ce știi Tu că au nevoie. Privește, Doamne, spre Ciprian și ajută-l să-și poată câștiga venitul cu decență, cu corectitudine și niciodată să nu lipsească hrana de pe masa lor. Ajută-l, Doamne, să o protejeze pe Ana, să fie alături de ea atunci când are nevoie, să o iubească așa cum Tu ne-ai iubit pe noi și l-ai iubit și pe el. Și Te mai rugăm, Doamne, să facem așa fel încât binecuvântarea Cerului să se manifeste în căminul lor prin cuvinte și prin acțiuni care să arate asta. Ne rugăm, Doamne, pentru Ana, să o binecuvântezi cu multă răbdare, cu putere, cu dedicare, cu delicatețe. Te rugăm, Doamne, să o faci pentru Ciprian cea mai bună prietenă și să faci, Doamne, ca atunci când vei decide Tu să aibă copii pe care să-i crească în temele de Tine. Îți mulțumim pentru că copiilor vor fi sănătoși și vor putea să exprime frumos înfățișarea Ta și caracterul Tău. Ajută, Doamne, ca să-i crească în biserica Ta și să rămână loial credinței pe care au primit-o de la părinții lor. Îți mulțumim, Doamne, că Te avem pe Tine ca Domn și Mântuitor și Te rog din toată inima, ajută pe acest cuplu tânăr să-și manifeste credința în cea de-a doua venire, să facă tot ceea ce ține de ei pentru a duce mai departe vestea bună a Evangheliei și în acest fel să apropiem cu toții venirea Ta. În numele Domnului Iisus ne-am rugat. Fii binecuvântat, Domnul nostru. Amin. Amin.